despre ele. În primul rând, vreau să felicit consilierii PNL pentru atitudinea pe care au avut-o astăzi în cadrul Consiliului Local Bucșan, și anume de a protesta efectiv și de a vota împotriva transferului de putere de la către primarul Miseică prin acest proiect care aduce atingere culturii, și sper ca afirmațiile care au fost făcute în cadrul ședinței Consiliului Local, și anume jos labele de pe cultura plăceană, să le intre bine în capul peseniștilor și celor care intenționează de acum încolo să distrugă un monument și o instituție de cultură care reprezintă până la urmă și ne reprezintă atât în Vrancea cât și la nivel național și internațional. Mai bine îl las pe consilierul Nicu Tănase, liderul de grup, să vă explice exact despre ce este vorba, dar încă o dată îi felicit pentru atitudinea de care au dat dovadă. Și aici vreau să menționez faptul că avem trădătoarea noastră de care vom scăpa cât de curând. Vreau să atenționez opinia publică că în acest moment există depusă documentația de schimbare, de cetarea mandatului fostei doamnei consilier, putem spune de acum înainte, care astăzi a dat dovadă că există clar o înțelegere între dumneai și cei de la putere, și nu vreau să discut mai mult, pentru că astăzi de fapt este o etapă câștigată de către focșăneni, de către frânceni, nu de Partidul Național Liberal, ci de focșăneni, prin faptul că Ateneul rezistă și într-adevăr putem pune pe Ateneul din Focșan și hashtag rezistă. Vă mulțumesc și aveți cuvânt. Da, astăzi am participat la o ședință extraordinară propusă de domnul primar Miseilă. Eu nu am înțeles de ce am numit-o extraordinară. Pentru cetățenii municipiului Focșani, trebuie să știe că o ședință extraordinară este atunci când arde, mai pe scurt așa. De fapt, dânsul ce ne-a propus? Să închidem Ateneul. Ne-a propus să-l desființăm, da. Exact, era scris în proiect, desființarea Ateneului. Ne-a propus să mute un teren de la un liceu la altul, ca ci că vor să facă niște terenuri sportive. Fără niciun proiect. Eu n-am văzut atâta subțirime, așa, în... Deci, este o lipsă când... totală de comunicare. Da, dar nu, dar vii cu un proiect, vii cu un proiect și spui, domnule, vreau să fac asta, terenul ăsta, terenul... Și nu au venit cu absolut nimic, au venit cu două rânduri scrise acolo, ci că vor să facă bază sportivă. Este chiar de râsul lumii. Și a avut în sfârșit un proiect pentru niște tineri care ăla într-adevăr era de urgență, că trebuia să plece undeva în vacanță, dar gândiți-vă ce urgență au aceste proiecte. Dar eu știu că ei au vrut să beneficieze de o majoritate pentru 2-3. Artificială, da. Pentru acest moment. Dar încă o dată, repet, astăzi este un moment bun pentru cultura brânceană și în special pentru focșăneni, că au reușit să poată privi cu admirație când vor trece seara sau dimineața sau în cursul zilei prin fața acestui Ateneu, să rămână inscripționat Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia. Sper să-i facem în amintirea acestui om care a donat către administrația brânceană la acel moment, să facem în așa fel cinste acestui nume mare, Maior Gheorghe Pastia, și să ne gândim, repet, și la generațiile care vor veni și care vor întreba de ce. Și atunci răspunsul sper să nu fie pentru că așa vrut PSD-ul. PSD-ul este la momentul acesta, din ce observat și la nivel național, cu măsurile pe care le iau în guvernarea, pe care sperăm noi să o aibă cât mai puțină, face PSD-ul la momentul acesta numai rău populației și duce, într-adevăr, la măriri de tensiune arterială.